Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mărimi direct sau invers proporționale și anume identificarea și exemplificarea mărimilor direct proporționale sau invers proporționale. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să ne invite să-l însoțim la piscină. Acolo găsește, printre multe alte informări, și un afiș, un tabel, unde este monitorizat debitul apei. Și anume, dacă se deschide un robinet, atunci, timp de 2 ore, vor curge 6 metri cubi de apă. Dacă acel robinet e deschis 4 ore, atunci se vor aduna 12 metri cubi de apă, iar la 6 ore se vor aduna 18 metri cubi de apă. Ce observăm? Valoarea raportului dintre metri cubi de apă și numărul de ore în care este deschis robinetul este aceeași. Deci, rapoartele acestea sunt egale și putem să scriem 6 supra 2, este egal cu 12 supra 4, este egal cu 18 supra 6, fiecare raport este egal cu 3, care este valoarea raportului. Metri cub de apă care curg prin acel robinet timp de o oră. Spunem că două mărimi sunt direct proporționale dacă depind una de cealaltă astfel. Dacă una din ele se mărește de un număr de ori, atunci și cealaltă se mărește de același număr de ori. Sau, dacă una se micșorează de un număr de ori și cealaltă se micșorează de același număr de ori. Numerele raționale pozitive, A1, A2, A3 până la AN, sunt direct proporționale cu numerele raționale pozitive B1, B2, B3 până la BN dacă formează un șir de rapoarte egale, adică A1 supra B1 egal cu A2 supra B2 și așa mai departe, egal cu AN supra BN și valoarea acestor rapoarte egal cu K, unde K este coeficientul sau factorul de proporționalitate. Avem și următorul exemplu. Numerele 24, 36, 60 se află în proporționalitate directă cu numerele 2, 3 și 5, dacă și numai dacă formează un șir de rapoarte egale, adică 24 supra 2 este egal cu 36 supra 3 este egal cu 60 supra 5. Observăm că dacă efectuăm împărțirea, rezultatul este 12. Andrei, la piscină, vrea să-și cumpere un suc. Găsește următorul afiș. Pentru 4 sucuri va plăti 12 lei, pentru 3 sucuri 9 lei, pentru 2 sucuri 6 lei și pentru un suc 3 lei. Ce observă? Faptul că mărimile 4, 3, 2 și 1 descresc de un număr de ori, atunci și mărimile 12, 9, 6 și 3 descresc de același număr de ori. Deci înseamnă că aceste mărimi se află în proporționalitate directă, și se poate scrie șirul de rapoarte egale, 12 supra 4 egal cu 9 supra 3 egal cu 6 supra 2 este egal cu 3 supra 1. Tot la piscină, Andrei mai găsește un tabel privind monitorizarea apei, și anume după numărul de robineți care sunt deschiși. Dacă este deschis un singur robinet, atunci piscina se va umple în 36 de ore. Dacă se deschid doi robineți cu același debit fiecare,
atunci piscina se umple în 18 ore, iar dacă se lasă deschiși 3 robineți, piscina se va umple în 12 ore. Ce observă Andrei? Faptul că mărimea, numărul de robineți, 1, 2, 3, cresc de un număr de ori, iar timpul de umplere al piscinei scade de același număr de ori. Pe asta înseamnă că dacă facem produsul 1 ori 36, va fi egal cu 2 ori 18 și este egal cu 3 ori 12. Produsul de fiecare dată fiind 36. Spunem că două mărimi sunt invers proporționale dacă depind una de cealaltă astfel. Dacă una din ele se mărește de un număr de ori, atunci cealaltă se micșorează de același număr de ori. Sau, dacă una dintre ele se micșorează de un număr de ori, atunci cealaltă se mărește de același număr de ori. Numerele raționale pozitive A1, A2, A3 până la AN spunem că sunt invers proporționale cu numerele raționale pozitive B1, B2, B3 până la N dacă formează un șir de produse egale. Adică A1 ori B1 egal cu A2 ori B2 egal cu A3 ori B3 și așa mai departe egal cu AN ori BN egal cu K, unde acest K este coeficientul sau factorul de proporționalitate. Deci, numerele 36, 18 și 12 se află în proporționalitate inversă cu 2, 4 și 6, pentru că putem să formăm un șir de produse egale. Adică 36 ori 2 este egal cu 18 ori 4 și este egal cu 12 ori 6. De fiecare dată, produsul ne dă 72. Oare există vreo legătură între mărimile direct proporționale și cele invers proporționale? Haideți să vedem. Deci avem mărimile 18, 12 și 9 se află în proporționalitate inversă cu 2, 3 și 4 pentru că putem să formăm acest șir de produse egale. Ia să vedem pe 18 ori 2 îl mai putem scrie și altfel. Am putea eventual scrie 18 împărțit la inversul 2, adică la 1 supra 2. Sau, dacă scriem sub formă de fracție, vom avea 18 supra 1 pe 2. Pe atunci, înseamnă că acest șir de produse egale îl mai putem rescrie. 18 supra 1 pe 2 este egal cu 12 supra 1 pe 3, este egal cu 9 supra 1 pe 4. Deci ce observăm? Faptul că mărimile 18, 12 și 9, dacă sunt invers proporționale cu 2, 3 și 4, și sunt, pentru că se formează un șir de produse egale, aceasta este echivalent cu faptul că mărimile 18, 12 și 9 sunt invers proporționale cu inversele numerelor 2, 3 și 4, adică cu 1 pe 2, 1 pe 3 și 1 pe 4, pentru că s-a putut scrie un șir de rapoarte egale cu aceste mărimi. Împreună cu Andrei, vă propun să rezolvați următoarele exerciții. Dați 3 exemple de mărimi direct proporționale, dați 3 exemple de mărimi invers proporționale,
și gândiți-vă la următoarea întrebare. Dacă două ouă se fierb în 3 minute, în câte minute se fierb 5 ouă? Atenție! Nu orice două mărimi se află în proporționalitate directă sau inversă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea exercițiilor.